Mulți stimați viticultori, ieșind din sectorul de viță de vie de colecție, n-am putut să nu mă opresc. A, uitați! Uitați ce fel de butuc cât roadă. Nu știu, aici ați văzut 20-25 de kilograme. Uitați, e aproape de mâi coaptă. Separat pe ales, poate de cules strugurii ăștia care galben, care se află mai la soare. Un gust armanios are. Băbiți în jur la 12-15 grame. Eu cred că le ajung chiar și la 20, dacă o să fie roada regulată. Forma aceasta se numește Ilaria, a selecționerului ucrainean Zagorulcu. Nu, perioada de coaștere, astăzi e 11 septembrie, în mijlocul lui septembrie, să cotim. Culoarea, cum vedeți, e așa, albuie spre galben, sau verde deschis înspre galben. Gust foarte gustos. De rezistență destulă. Coarda aproape coaptă. Pe 70% undeva. A, uite aici crângile. În așa condiții spartane. Să duc până la bun sfârșit coacerea strugurilor. Asta mult înseamnă pentru forma aceasta hibridă. Strugurii, vă spun că sunt foarte mari, cât aici are. Aici, un strug. Și departe și altul. Un struguri ajung undeva. Un kilogram și mai mult. Un kilogram și mai mult. E acolo tot. Ia că acum, într-adevăr, atât în această seară, pe curând,